Georgia, Virginia și Carolina de Nord sunt printre cele mai afectate state de ninsoare abundentă, ploaie și lapoviță, iar autoritățile au declarat stare de urgență. Din cauza furtunii de zăpadă, aproximativ 235.000 de persoane din sud-estul țării au rămas fără energie electrică, dintre care peste 150.000 din Carolina de Nord. As predicted, ice and wind has caused power outages. More than 41,000 homes and businesses were reported without power across the state as of 11:30 a.m. And that number, unfortunately, is likely to grow. Sute de șoferi care au rămas blocați pe drumuri au fost avertizați că drumurile sunt periculoase. În Carolina de Nord, unele autostrăzi au fost închise. We've seen a lot of vehicles sliding off on the side of the road. There's a lot of people flying by. You can't stop like you do on dry pavement. But ice, you can't see it. And when you do, it's too late. Peste 2700 de zboruri au fost anulate și încă 1500 au fost întârziate. Cele mai multe avioane au rămas la sol pe aeroportul internațional Douglas din Charlotte, Carolina de Nord, afectată de ploile de gheață. Aparatele de zbor au fost acoperite de polei, astfel încât a fost nevoie de intervenția angajaților aerogării pentru a le curăța. Hopefully someone open up, you know, but you know, right now just a waiting game for me. Iar în statul Florida, obișnuit cu o vreme calmă, sute de case au fost distruse de o furtună violentă și mai multe tornade, provocând mari pagube materiale. Terrible fierce storm came through here. It lifted me off my feet. Hard working men that came in through that rubble to get me. I'm so honored, so honored. The paramedics who treated me very well afterwards. Lee County can be very proud of these people.